Doar 350 de apartamente din municipiul Motru sunt racordate la rețeaua de distribuție a gazelor, în condițiile în care sunt peste 6700 de gospodării. Motivul pentru care oamenii au refuzat să se lege la conducta de gaze se referă la lipsa banilor. Ei preferă să folosească aragazul cu butelie, despre care spun ei că costă mai puțin. Municipiul Motru are peste 6700 de gospodării, dar nivelul de trai este din ce în ce mai scăzut. Asta din cauza că foarte mulți locuitori au rămas fără locuri de muncă și acum încearcă să supraviețuiască așa cum pot. Din cauza sărăciei, foarte multe familii nu s-au racordat la conducta de gaze pentru că, spun ei, este costisitor și nu-și permit să suporte cheltuielile. Eu nu le-am băgate. N-am gaz în casă. Dacă n-am posibilitate să-l bag, n-am... Așa. Băieții care au gază, care au ca să bag gaz în casă îmi trebuie 70 de milioane. De unde să iau? Dar poate să le închide, dacă nu le plătește și puțin care au. În ultimele zile au circulat zvonuri precum că municipiul Motru va rămâne fără gaze. Primarul localității Dorin Hanu spune însă că acest lucru nu se va întâmpla. Vom merge mâine la București pentru acest lucru. Mergem pentru a prelungi, sau sigur, dacă nu, ANR-ul poate să dea și la altă firmă să se ocupe până la terminarea licitației de către Ministerul Energiei. Edilul dă asigurări că orașul nu va rămâne fără gaze. Dacă acest lucru însă se va întâmpla, cei mai afectați vor fi agenții economici care nu își vor mai putea desfășura activitatea.